Premierul Dacian Cioloș se află în aceste zile într-o vizită oficială în Germania. Scopul deplasării este unul economic, astfel că premierul se va întâlni cu autoritățile de land și reprezentanții unor puternice companii germane din Bavaria și din alte zone ale Germaniei. Dacian Cioloș se află în Germania într-o vizită de două zile cu o bogată agendă economică. Premierul va vizita trei landuri germane și va discuta cu oameni de afaceri care au investit în România sau care intenționează să-și deschidă o afacere în țara noastră. Programul vizitei premierului Dacian Cioloș cuprinde întâlniri cu reprezentanții Comitetului Estic al Economiei Germane, participare la o masă rotundă pe tematica ITNC pentru prezentarea potențialului României și o deplasare la sediul BMW AG pentru discuții cu membrii bordului companiei. Mai mult, Dacian Cioloș se va întâlni cu Horst Seehofer, premierul landului Bavaria, și cu Barbara Stamm, președintele Parlamentului local. În vizita de la München, centru economic puternic al Germaniei, premierul Dacian Cioloș va prezenta oportunitățile pe care le oferă în prezent România pentru investitori, mai ales pentru dezvoltarea segmentului de cercetare și dezvoltare, și va milita pentru extinderea cooperării economice bilaterale de ansamblu. Este cea de-a doua vizită de anul acesta a premierului român în Germania, după ce în luna ianuarie a discutat la Berlin cu cancelarul Angela Merkel și cu alți înalți oficiali germani.